Pomul se laudă pe 2013 doar cu implementarea sistemului de parcare prin SMS. Și atunci mi-am făcut semne de întrebare, mi-am pus de asemenea întrebare referitoare la proiecția de buget pe 2014. Când am văzut proiecția de buget, mi-am dat seama că de fapt e aceeași ca și în 2013. Deci, practic, pentru cu jenea, anii 2013 a fost cam pierdut din punct de vedere administrativ. Primăria mai mult a încurcat cu jenea decât a ajutat. Ba mai mult, prezența lui Emil Boc în primărie.